Cei din conducerea țării sunt aici alături de noi și mulțumim tuturor pentru prezență. Noi nu am participat la demersurile în ceea ce privește aderarea României la Schengen. Noi doar ne bucurăm de rezultat și asigurăm pe cei din conducerea țării că suntem pregătiți să facem față acestei aderări la Schengen din toate punctele de vedere. Dar aș vrea să menționez totuși două aspecte care pentru mine au fost foarte interesante. Unul dintre ele este cel referitor la timing. Noi am început acest proiect în urmă cu 5 ani. Și cei din presa locală își amintesc cu siguranță faptul că am spus că noi în 31 martie vom inaugura terminalul curse plecări externe. Fără să știm la acel moment despre ce demersuri erau făcute pentru aderarea în Schengen. Care erau șansele ca într-un decurs de 5 ani de zile, exact ziua pe care noi o stabiliserăm pentru inaugurarea terminalului de plecări curse externe, să fie exact ziua în care România intră aerian în spațiul Schengen. Din punct de vedere al dimensiunii, normal că nu facem un terminal în fiecare an, un terminal nou. Și noi l-am dimensionat mai mare decât necesarul în momentul de față, având în vedere modul în care evoluează traficul aerian în România. Și totuși aveam o mică reținere datorită faptului că, ca și dimensionarea terminalelor, aveam 20% spațiu destinat pentru curse interne și 80% pentru curse externe. Dar noi traficul aveam 40% pe curse interne și 60% pe curse externe. E ca și cum băgăm 40% din pasageri în 20% din spațiu și restul de 60% în 80%. Ei bine, după ce am aflat că intrăm în Schengen, m-am dus la colegul meu Sergiu și mi-a spus calculele. Mută pasagerii de București și mută Londra și Antaliile și charterele dincolo. Cum credeți că a ieșit? 82-18. Și chiar am zis, uite cum se aliniază lucrurile, fără ca noi să știm, cum se aliniază de la sine. Și în ziua următoare am primit un filmuleț, știți cum circulă pe YouTube, pe WhatsApp, un filmuleț, în care Anthony Hopkins povestea despre o întâmplare din Orientul Mijlociu, în care era secetă de mulți ani și oamenii supereau, nu aveau recolte, nu aveau apă, și s-au dus la șaman să spună, nu mai putem trăi aici, murim de foame și de sete. Și șamanul a spus, săpați șanțuri de irigație și ploaia va veni. Și așa s-a întâmplat. Ideea care este? Când forțezi lucrurile și faci ceva într-o anumită direcție, se întâmplă de multe ori ca de la sine lucrurile să se așeze exact în sensul în care tu ai făcut demersurile. E ca și cum noi am săpat șanțul și ploaia a venit. Adică am intrat în Schengen exact când am avut terminalul. Pentru că pentru intrarea în Schengen ideal este să ai două terminale ca să fie fluxurile complet separate. Și aceste coincidențe m-au făcut să cred că, într-adevăr, întreaga construcție a terminalului s-a întâmplat sub o stea norocoasă.